Este un moment important pentru aviația din România. România retrage, doamnelor și domnilor, de mâine toate avioanele MiG-21 Lancer, după 61 de ani de carieră, cel mai longeviv avion de vânătoare din forțele aeriene române. Supersonicul MiG-21 Lancer își îndeplinește ultimele misiuni de zbor. De mâine nu va mai zbura niciun MiG în România. Generații întregi de piloți s-au antrenat și au devenit vânători pricepuți la bordul acestui tip de avion. De ce îi se spune sicriul zburător? Discutăm în câteva momente cu un pilot de vânătoare care a zburat pe 15 tipuri de avioane NATO și îl salut chiar acum pe domnul Dan Buciuman de la Constanța. Bine ați venit, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Sărut minile și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Haideți să urmărim câteva imagini și continuăm discuția. Pentru faptul că... Sigur că da. Domnul Dan Buciuman este pilot de vânătoare și fost comandant al bazei aeriene 86 de la Borceam. Domnule Buciuman, vă felicit pentru cariera dumneavoastră și vă întreb în primul rând ce sentiment vă încearcă acum când știți că ne despărțim de acest tip de avion pe care dumneavoastră piloții îl numiți sicriul zburător. Expresia de sicriu zburător n-am folosit-o niciodată, pentru că MiG-21, avionul cu care mi-am început cariera de pilot de vânătoare, a fost poate cel mai bun prieten pentru mine, în condițiile în care am o experiență pe care nu cred că în forțe aeriene române mai este vreun pilot în situația asta. În 1995, când am terminat Academia de Înalte Studii Militare în calitate de șef de promoție și mi-am dorit să plec de la Borcea, de la MiG-21 clasic de atunci, m-am dus la un avion minunat, MiG-29. Și pe 4 aprilie 2003, când MiG-29 a fost oprit definitiv de la zbor și l-am dus în partea de nord a bazei 57 aeriene Mihail Cogălnicianu, am pus întrebarea escadrilei mele de piloți, erau 42 de piloți în escadrilă, cine vine cu mine la Borcea? Și am fost vreo 3-4. Din ăștia 4, doar 2 am reușit și am ieșit la pensie, iar ne-am întors, cu alte cuvinte, la prima dragoste. Unul din ei a fost pilot, pur sânge de MiG-29, iar eu eram cel care plecasem de la MiG-21 și m-am întors la MiG-21. Ăsta este motivul pentru care niciodată nu l-am numit sicriu zburător, din contră, este avionul pe care în momentul în care am ieșit la pensie la 1 martie 2009, nu l-am sărutat după ultimul meu zbor, aștept mâine în baza aeriană de la Borcea, unde am fost comandant, să-l sărut. Este lângă mine aici pe masă și am dorit ca acest interviu să fie cu MiG-ul pe masă. Este impresionant ce altar dedicat aviației aveți acolo în biroul dumneavoastră, un adevărat muzeu, și rog pe colegii mei dacă pot să ne mai arate și alte detalii. Aveți uniformă alături de dumneavoastră, vă este tare dragă. Ați zburat pe 15 tipuri de avioane NATO, mi-ați povestit. Care este avionul cel mai bun pe care ați zburat? Da. Deci, avionul care pentru mine a fost... considerat cel mai, este de fapt și în ziua de astăzi, este F-35. La Lockheed Martin în noiembrie 2008 am avut plăcerea și prilejul să fac un zbor la simulator cu F-35, avion cu comenzi vocale, avion cu care vorbești, execută și face ceea ce îi dai să facă. Un alt avion minunat pe care l-am zburat în 2007 aici la Cogălnicianu, la Sniper Lens, exercițiu cu escadrila americană, este F-15. Am făcut 4 alimentări în aer
dintr-un avion cisternă, un avion extraordinar. Am zburat Harrier-ul, am zburat Tornado. Ce să vă spun, Mirage F1, Mirage 2000, avioane care au fost, sunt și în momentul de față și înzestrează țări membre NATO, dar Lancer-ul a fost cel care, pentru noi, pentru piloții români, a fost piatra de încercare de intrare în NATO în 2004, de participare la toate exercițiile NATO, de încununare la Baltica 2007 a apărării spațiului aerian a țărilor baltice, iar cu baza aeriană de la Câmpia Turzii, iar baza aeriană de la Borcea a dus mai departe standardul în Belgia, la Wellington în Marea Britanie, la Fairford, cel mai mare târg internațional de aviație și show aerian, la Lossiemouth în Scoția, la Colmar în Franța, la Luxeuil în Franța. Domnule Buciuman, deci mă iertați Europa. Că vă întrerup, mai avem puține minute până la finalul emisiunii și vreau neapărat să vorbim despre un aspect extrem de important. Am văzut că uniforma dumneavoastră este pusă lângă icoană. De câte ori l-ați simțit pe Dumnezeu lângă dumneavoastră în momentele dificile, în momentele în care ați văzut moartea cu ochii? De fiecare dată. Dar au fost 4 momente în cariera mea de pilot în care cineva acolo sus m-a ajutat. A fost prezența mea alături de cineva. Acel cineva este icoană. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Buciuman. Sigur voi veni să fac o filmare la dumneavoastră în acest muzeu pe care îl aveți acasă. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Felicitări tuturor piloților români care au o misiune dificilă în aceste zile. Misiunile de poliție aeriană ați văzut că s-au înmulțit și sunt din ce în ce mai mari provocările care vin de la ruși, deasupra mării.